Vin și primele vești bune despre tânărul înjunghiat în grădina botanică din Craiova. Băiatul de 19 ani este conștient, stabil hemodinamic și respirator, iar evoluția stării sale de sănătate este favorabilă, transmit medicii. Tânărul se află în continuare la terapie intensivă, însă starea lui de sănătate pare să se amelioreze. Inițial, prognosticul în cazul său a fost rezervat. El a ajuns în stare extrem de gravă la spital, unde a fost sedat. În urmă cu doar câteva zile, reprezentanții spitalului informau că evoluția stării sale de sănătate poate fi imprevizibilă.